Mind Architect. Powered by Europa FM. Susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă. Bun găsit tuturor, bine ați revenit la Mind Architect Powered by Europa FM. Eu sunt Cătălin Strible, alături de mine Paul Olteanu, cel care... De mai bine de o lună încoace, ne aduce aminte și, de fapt, ne spune multe situații cum funcționează creierul nostru, cum se stabilesc legăturile între noi și ce să facem să funcționăm un pic mai bine. Salut, Paul! Salutare dragul meu, salutare prieteni! Știți ce facem în acest nou sezon? Luăm învățături și zicale românești, le punem la încercare, vedem dacă mai țin și în 2022, dacă le mai acceptăm, dacă le îmbunătățim sau poate chiar mai rău de atât. Poate că ne-au îndrumat greșit anii aceștia. Și dacă am vorbit despre bani, zilele trecute. Și muncă? Și muncă, hai să vorbim despre ceva care le leagă. Învățătura. E, să vorbim despre carte, cum ar veni. <cute> cu care dar... noi avem o relație dificilă în, da, în România. Avem, așa e. Ai, ai dreptate că e o relație dificilă. Zic eu o primă expresie. Uite, Te rog. sau, sau chiar. două. Două chiar. Două, hai. Învățătura e cea mai bună avuție și omul fără învățătură e ca pământul fără udătură. De acord? Subscriu. Eu sunt foarte de acord. Și din perspectiva dezvoltării noastre cerebrale, a învăța permanent ceva nou ține creierul tânăr. Ăsta e un lucru foarte bine documentat, că un creier stătut e un creier care se degradează. Și atunci... E foarte valid țin apă primele două zicători sau primele două expresii cu care am început. Aș mai zice că învățătura e și lucru care în lumea în care trăim noi poate mai mult decât oricând contează foarte tare, pentru că dacă în trecut puteai să spui că devii bun la ceva și din lucru la o să trăiești tot restul vieții, să dezvolți o competență sau o zonă de expertiză și din aia trăiești tot restul vieții, nu prea mai suntem în situația asta. Majoritatea oamenilor care acum se angajează și schimbă jobul la 2-3 ani, dacă prin 5 ani sunt statornici deja, așa că aș spune că învățătura nu doar că ne ajută la a ne păstra tonusul psihic și creierul tânăr, dar e și indispensabilă pentru a rămâne relevanți profesional perioade lungi de timp. Aha, deci trebuie să continuăm să învățăm. Da. Și asta până la vârste, nu ne oprim la un moment dat? Păi, uh, uite, Andrew Huberman, care e profesor de oftalmologie și neurobiologie la Stanford, spune un lucru foarte relevant apropo de învățătură și anume că până la 25 de ani, când creierul nostru atinge un punct de maturizare cerebrală, vorbim din perspectivă biologică, pe toate structurile și ating maturitatea, din punctul ăla încolo, învățarea se întâmplă pe tot parcursul vieții. Ideea că de la un punct încolo nu mai poți să înveți sau nu poți să te schimbi, nu stă în picioare, doar că unde e un sâmbure de adevăr, e că învățarea în primii 25 de ani se întâmplă fără efort, dacă te interesează subiectul și scaptează atenția, metafora aia cu buretele, că suntem ca bureți care absorb informație, foarte valid. Pe de altă parte, după 25, dacă vrem să se producă învățare, sunt patru elemente foarte importante care trebuie să fie prezente din perspectiva asta neuroștiințifică. Numărul 1 este atenție. După 25 trebuie să fim. Proactiv, atenți la ce vrem să învățăm, de pildă pentru cei care ne ascultă. Dacă vor să învețe cei patru pași, e bine să nu facă altceva în același timp. Ori, iată, lumea în care trăim nu e populată de interferențe, telefoane, întâlniri, SMS-uri, notificări din social media. 2. Angajarea activă, adică să simulez în lumea reală, să trăiesc în lumea reală informația pe care încerc să o asimilez. Să pun informația aia la treabă. Am învățat un program nou de antrenament, de pildă fizic, să mă apuc să-l pun în practică. Să trăiesc ce am înțeles în teorie. Nu-i de ajuns doar teoretic. și acum demitizăm o idee, lovim un mit. Pasul numărul 3, din cei patru pași ai învățării după Stanislas de care e un neurocercetător francez, este feedbackul generat de erori. Da, o, o traduc așa. Dacă nu greșești, nu înveți. După vârsta de 25 de ani, dacă nu greșești, nu înveți. Greșelile creează cocktailul neurochimic la care participă dopamină, acetilcolină, adrenalină, să mobilizează tot felul de neurochimicale, care ne ajută să ținem minte lucruri pe termen lung. Și dacă nu greșim, nu învățăm. Vreau să le aduc aminte celor care ne ascultă că în sezonul 1, și îl găsiți fie pe YouTube, fie pe Europa FM, avem un întreg episod despre greșeli și cred că pe mindarchitect.ro aveți avem materiale extinte. despre învățare o grămadă pentru cei care vor să o abordeze așa mai cu cap și coadă. Pasul 4 să mi-l spui Paulul. Pasul 4 e ceva ce dorim tuturor ascultătorilor noștri, dar nu în timp ce ne ascultă, și anume odihnă, somn. Adică, consolidarea memoriei adică a, me a reușit să memorezi ceva pe termen lung, nu doar până la examen sau până la uh, proxima uh, temă nouă de învățare, are loc numai în momentul în care dormim. În timpul somnului are loc un proces care se numește consolidarea memoriei, în care, din memoria noastră pe termen scurt, ce țin minte o oră, două, trei, o zi, două după conversație, informația relevantă, aia pe care ne-am concentrat atenția, unde am trăit angajarea activă și feedback generat de erori, e transferată în memoria pe termen lung. Hai să te pun sau să punem expresia la încercare. Totuși, expresia zice că învățătura e cea mai bună avuție. Or, astăzi, știm că în România, fiind o răsturnare a valorilor, nu ne ascundem de lucrurile astea, nu? Parcă învățătura și învățații nu mai sunt la fel de apreciați. Și poate nu în toate familiile se mai spune astăzi, pune una pe carte, că numai cu carte o să reușești. Eu aici aș aduce o completare, Cătălin, și anume, noi când vorbim despre învățătură, nu ne referim strict la, la sensul ei academic, Aha. la a deveni un om de cultură, un om cultivat, un om citit. Ne referim și la învățare pe domeniul nostru de activitate. Dacă eu, de pildă, sunt instalator, eu trebuie să învăț în fiecare zi tehnologii noi, materiale de construcție, metode noi de a eficientiza timpul, de a reduce probabilitatea să apară, nu știu, infiltrații, probleme dacă noi am putea să ne extindem înțelegerea că învățarea nu se termină la finalul educației formale, ci e un proces care rămâne cu noi parcursul întregii vieți, atunci cred că Chiar și într-o societate cu valori răsturnate, noi în continuare prețuim competența care e dată de învățare continuă. Ne dorim un mecanic autocompetent, ne dorim un meditator pentru copil care să știe și să fie la curent cu tot ce e nou. Ori indiferent ce facem, învățarea cred că e în fapt, eu aș spune că învățarea e brățară de aur, nu doar munca. Poate inventăm noi o zicală, o zicătoare nouă. Bună explicație. Îți mulțumesc pentru ea pentru că, uite, eram captiv în, într-un cuvânt, într-un sens al verbului a învăța. Dar hai să vedem următoarea ce înseamnă. Noi când facem documentarea la emisiune, să știți că găsim uneori zeci de expresii. Unele care chiar nu sunt uzuale, dar ele ex există. Și se spune așa, că stai aici, să verific. La un car de învățați, Paul Oltano, e bună și o lingură de miere. Ce vrea să zică oră? adică cum? cum îl înțeleg eu și uh, iară mi se pare că are, ține multă apă, stă mult în picioare ăsta, este că în momentul în care vrei să facilitezi un proces de învățare, fie că e școală, fie că e în viața de după, lingura aia de miere se referă la relație, la blândețe, la simți că omul din fața ta are energia domnului trandafir, nu energia unui locotenent, comandant, care dă ordine până mâine, problemele de la pagina cu tare la pagina cu tare să fie gata. Așa că, iată, și când învățăm, plăcerea, lingura asta de miere, care dă dopamină, care dă motivație, care dă bucurie în procesul de învățare, de, de a învăța, contează mult. Și eu cred autentic, și din experiență personală, dar și din ce ne confirmă știința, că dacă am încercat să reconstruim și asocierea asta. Bă, a învăța nu e neapărat un lucru neplăcut. Suntem o grămadă de oameni care când ne pasionează ceva, începem să citim de pe, despre lucruri respectiv, vorbim cu prietenii despre lucrurile care ne plac și pe care le-am învățat noi. Și cred că lingura asta de miere în sensul metaforic se referă la să te și bucuri de procesul respectiv, să nu iei medicamentul pe stomacul gol. Mi-a adus aminte de vorba dulce, mult dulce, probabil că pe aici, pe undeva, trebuie să fie. Mai e o expresie, așa o marchez chiar la final, pentru că de fapt e corolarul la ceea ce ai spus. Viața fără învățătură este moarte. Da. Și sigur. E, chestie... e moarte și la nivel cerebral eu, sunt, 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 studii care arată de pildă că probabilitatea instalării Alzheimerului, Alzheimerul având o componentă genetică puternică, dar probabilitatea declanșării, mai bine zis, e strâns legată de două lucruri, de trei lucruri, de fapt. Cât dormi, câtă mișcare fizică faci și cât îți supui creierul la uh, lucruri care se te scoată din zona de confort, să înveți lucruri noi, să trăiești doza aia de stres optim. Cu cât e mai mult somn, mai multă mișcare, mai mult stres optim, mai multă provocare optimă, cu atât amânăm apariția a mai multe boli neurodegenerative. Cu cât avem o viață mai rutinieră care nu ne stimulează, unde nu învățăm lucruri noi, cu atât probabilitatea mai mare să apară moarte la propriu sau la figurat, când vine vorba de celulele noastre nervoase, e mai mare. Paul Olteanu, mulțumesc pentru învățăturile de astăzi. Îți propun eu, uite, te surprind aici, că n-am discutat asta. În direct. Multe. Da. Cum ar fi ca săptămâna viitoare să vorbim despre relația noastră a societății și a bărbaților cu femeile de lângă noi? Abia aștept. Aici cred că voi avea multe colegi din echipa Mind Architect foarte pasionate și preocupate, așa că abia aștept să ne reauzim săptămâna viitoare. Spor la treabă! Mind Architect, powered by Europa FM. Susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.